aceste privilegii trebuie anulate. Am văzut abuzuri, sunt încă, nu-mi cereți să le spun explicit, e și presa aici. Nu o să o fac acum, dar o să o fac peste câteva zile, dacă va fi cazul. Dacă nu aveți bani, de exemplu, să mergeți acasă cu mașina proprie sau să veniți la serviciu cu mașina proprie, o să, nu știu, am eu 200 de lei pentru că atât costă. Dar este o milință pe care o aducem întreprinzătorilor, pentru că noi care facem parte din sistemul bugetar, sfidăm efectiv pentru că avem vecini, avem prieteni, avem tot felul de relații care văd ce se întâmplă în județul Sălaj.